Un proiect umanitar ambițios, un spital pentru copiii bolnavi de cancer finanțat exclusiv din donații. Ideea îi aparține Oanei Gheorghiu. A decis să facă ceva după ce a aflat cât de gravă este situația în centrele de oncologie pediatrică. Practic sunt 31 de copii împreună cu mamele lor și au acces la doar două grupuri sanitare și un duș. Ni s-a părut de neacceptat ca în secolul 21 să tratăm în acest fel copii bolnavi de cancer. De fapt, construirea spitalelor intră în atribuțiile statului, inclusiv în România. Numai că fostul guvern n-a făcut nimic, ba chiar a încercat să pună bețe în roate proiectului umanitar Dăruiește Viață. Alături de Carmen Uscatu și alți români convinși că pot aduce o schimbare în România, Oana Gheorghiu a înființat un ONG. Cea mai mare problemă în momentul de față sunt banii. Trebuie să strângem în continuare fonduri ca să terminăm proiectul până la capăt, să-l și echipăm. Avem încredere că oamenii vor continua să doneze pentru că au făcut-o până acum și suntem foarte încrezătoare că dacă am ajuns până aici avem toate șansele să avem un proiect minunat și complet echipat. Au reușit în ciuda piedicilor puse de fostul guvern. Acum Oana Gheorghiu și colaboratorii ei speră ca noua conducere instalată la putere în noiembrie să nu le facă greutăți. Aici o să fie una dintre băile secției. De fapt, este un salon pentru un singur pat, un singur pacient, dar fiecare salon va avea și un pat pentru mame, pentru că, după cum, nu știu dacă știți, dar în România mamele dorm pe un scaun când stau lângă copiilor. 9 etaje și o capacitate de 160 de locuri. Încă mai sunt multe de făcut. Numeroase reglementări de care trebuie să se țină cont, ori Oana Gheorghiu nu este arhitect. Înainte de a demara inițiativa Dăruiește Viață, a lucrat ca economistă la o firmă de logistică. În prezent poartă negocieri cu firme din toată lumea pentru achiziționarea aparaturii medicale. Pe șantier, lucrările avansează într-un ritm susținut. Echipele de muncitori își dau toată silința. Sunt sigur că toți sunt foarte mândri că participă la acest proiect, care e un proiect umanitar. Oana Gheorghiu coordonează și acțiunile de donații. Până acum s-au strâns 26 de milioane de euro. Ar mai fi nevoie de 10 până când spitalul va putea dispune de cea mai nouă tehnică medicală. Lucrurile se complică de la o zi la alta. Aici se administrează banii colectați. Până acum au donat 260.000 de români și 1.800 de firme. Pentru angajamentul său, ONG-ul a fost premiat de mai multe ori. La început a fost greu până oamenii au prins încredere, dar pe măsură ce am început să construim și a început să se vadă ce facem cu banii, din ce în ce mai multe firme și oameni și iată am ajuns la Metallica. Cine ar fi crezut că vreodată Metallica va veni în România și va face o donație? Este cea mai mare donație pe care au făcut-o peste tot în lume. 250.000 de euro numai de la trupa Metallica. La sfârșitul anului 2020, spitalul va fi donat statului român. Ca să spun adevărul?